Dar această creștere de salariu, vă asigur că nu este posibilă decât dacă oamenii vor munci mai mult sau vor munci suficient de mult, în așa fel, nu să cadă în cap, ci să muncească suficient și responsabil, în așa fel încât să poată câștiga acești bani. Vă asigur că dacă se lucrează eficient și se câștigă cele 170 de ore pe lună, un om poate să câștige în așa fel încât să nu fie obligat să plece din România. Eu vă spun ca director de firmă, ca director unei firme care se străduiește ca să asigure această stare de lucru în viitor. Fără asta, n-avem nicio șansă. O să vă vorbesc mult mai mult, dar cred că și așa suntem în întârziere. Părerea mea este asta în acest moment. Deci lucrurile nu vor fi roze, puteți să fiți siguri, va fi foarte greu pentru fiecare din noi. Numai dacă vom gândi fiecare ca o societate comercială care trebuie să rămână, să nu dea faliment, să rămână în piață, numai așa vom reuși să depășim perioada următoare. Cu toate ajutoarele de la Ministerul Economiei și alte ministere din țara asta. Va fi foarte greu. Da. Da, sigur că... Da, scuzați-mă. Domnul director, vreau să fac o precizare, că la urmă nu este vorba de un sprijin acordat firmei companii, ci un sprijin acordat economiei române și companiilor care activează în România.